Foarte puțini oameni există în Moldova care la momentul dat păstrează tradiția făcând niște lucruri. Fiecare dintre noi în momentele cele mai grele ne adresăm Domnului cu rugămintea de a ne ajuta. 3,5 года назад очень много людей объединились. De fapt, vlogul de astăzi, da, sau filmulețul de astăzi va fi unul deosebit. Fiecare dintre noi în momentele cele mai grele ne adresăm Domnului cu rugămintea de a ne ajuta și atunci când avem în familie o persoană care este bolnavă, anume El este Cel căruia ne adresăm pentru ca să îi dea putere persoanei date să se lupte cu boala pe care o are. Astăzi ne rugăm nu doar pentru familia noastră, dar și pentru familia domnului Vasile Gonciar, pentru că, după cum cred că mulți dintre dumneavoastră știu, în familia lor este o tragedie. Copilul cel mai mic, și anume Vasilică, moștenitorul familiei, acum se luptă pentru viață cu o boală foarte, foarte grea, da? Și noi vrem împreună cu voi să ne rugăm Domnului, dar știm că în ziua de astăzi Dumnezeu nu este unicul care ne ajută, dar și medicii competenți te ajută să înfrunți bolile cele mai grele și uite, El, pentru ca să învingă boala cea mai grea, are nevoie de o sumă colosală de bani pentru un om de rând și am vrea să vă rugăm să contribuiți cu o părticică din averea dumneavoastră pentru însănătoșirea acestui băiețel mic. Dragi prieteni antreprenori, în ziua de astăzi foarte puțini oameni păstrează tradiția transmisă din moș strămoș în ceea ce fac. Dacă vorbim despre un meșteșug caracteristic Moldovei, este olăritul. Astăzi sunt foarte puțini specialiști care continuă să facă niște lucruri foarte frumoase cu mâna lor. Printre aceștia este și domnul Vasile Gonciar, care a revenit la patrie, încearcă să ridice meșteșugul, încearcă să producă ceva frumos și susține meșteșugăritul autohton. Întotdeauna în viață apar unele momente când este nevoie de ajutorul celui de aproape. Sunt unele momente în care este nevoie de a strânge niște sume de bani pentru a face o lecuire a unui copil. Sunt unele momente când susținerea noastră este importantă doar procurând ceva ce acest meșter o face cu mână și cu dragostea. Anume, în așa momente au de câștigat toți, pentru că produsul este vândut, iar banii merg la niște cauze nobile. Unul din scopurile principale a domnului Vasile Gonciar este să transmită meșteșugul și afacerea fiului său, care anume acum are nevoie de ajutorul nostru. Deci, haideți să susținem meșteșugarii autohtoni, prin asta să-i dăm un viitor copiilor noștri. Bună ziua! Mă numesc Ioan, sunt tânăr antreprenor. Vreau să vă dau un îndemn, de fapt. În viața noastră avem întotdeauna, chiar și în profesie, în viața personală, în viața de familie, avem perioade în care lucrurile stau mult mai bine, alte lucruri stau un pic mai rău. Uite, acum vin cu un îndemn spre dumneavoastră. Personal nu cunosc familia Gonciar, dar am fost de mai multe ori la Festivalul Orarilor din Călăraș. Este un eveniment foarte bun. Și uite, familia Gonciar am înțeles că au o problemă în care noi, ca antreprenori, am putea să-i ajutăm.
Vin sărbătorile de iarnă vândem fiecare să cumpărați, să faceți un prezent clienților dumneavoastră, o oală, un obiect din lut. Tot asta o să ajute la, de fapt, familia respectivă. Vă urez o zi bună și tineri antreprenori, dați să ajutăm! Привет, друзья! Ни для кого не секрет, 3 года назад я похоронил своего сына, который заболел внезапно раком и за 4,5 месяца ушел из этой жизни. В тот момент мы объединили усилия и начали акцию по сбору денежных средств. 3,5 года назад очень много людей объединились, вплоть до того, что маленькие дети приносили в школу буквально по лею, по два, ради того, чтобы спасти нашего ребенка. Мы собрали достаточное количество денег ради того, чтобы продолжать лечение за границей. Дорогие друзья, уважаемые предприниматели, давайте объединимся и поможем парню победить свой рак ради того, чтобы он продолжил династию гончарного искусства в Молдове. Всем пока! Salut la toți! Episodul de azi este un episod special. Noi am filmat încă unul special cu domnul Vasile, omul care am rămas foarte tare uimit de el. Și dacă în episodul precedent noi am arătat bogăția lui, laudele lui, lucrurile care el a putut să le obțină, sunt niște lucruri foarte enorme și dragostea de tot ce face el față de pământul nostru natal, de pământul Republicii Moldova, este enorm de mare. S-a primit așa că peste câteva zile după ce am fost noi, după ce noi am discutat, ne-am veselit, am vorbit, am participat la festivalul Olarului, care nu foarte tare ne-a plăcut practic la toți, el a aflat că băiatul lui este bolnav de cancer. Eu vreau să vă rog, practic, pe toți, să zicem așa, lumea noastră de antreprenori, de atât că oamenii de rând o să poată să ajute cu cât de cât și este, le se acordă un pic de ajutor. Dar eu s-o cred că noi, antreprenorii, noi am putea să ajutăm băiețelul ăsta micuț ca să câștige lupta contra cancerului. Și să demonstrăm practic medicinii că asta este posibil, ca să câștigi așa o boală. Și să dăm un mic ajutor, de tot că ei au rămas doar 4 oameni care fac oale, ei au rămas doar 4 oameni care știu cum se construiește așa clădiri, cum ei înțeleg tot sensul plăcerii, nu știu, ei înțeleg toată dragostea față de Moldova. Și dacă el o să-și piardă băietul, nu o să avem oală cei de 8 metri care va fi în cartea recordurilor Guinness. Practic, nu, o să pierdem o comară a Republicii. Scumpii mei și dragi antreprenori, băieții de la KMB, băieții de la GCI, nu sunt foarte, noi suntem foarte mulți, noi suntem practic vreo 14.000 de antreprenori, fiecare cu un pic, cu o lecuță. Noi ajutăm pațanul ăsta, el a să fie campion, a să scrim istoria, a să arătăm că, într-adevăr, băietul din Moldova s-a luptat cu 2 treburi a cancerului și el a câștigat. Dați să-l ajutăm pe domnul Vasile. Eu o să las de sub numărul lui de telefon, numărul la surioara, la băiet. Vă rog frumos, contactați-i, dați să le dăm o mână de ajutor. Și vă mulțumim frumos, ne vedem în episoadele viitoare. Pe curând!